sora bărbatului condamnat la 15 ani pentru că și-a abuzat sexual cumnata a venit în această seară în platoul nostru. Ana este convinsă de nevinovăția fratelui său. La fel, ea crede că Ion este victima unui plan meschin pus la cale de către soacra și cumnata lui. Dar mai multe ne va spune chiar ea. Bună seara, Ana. Bună seara. Te rog să ne spui de ce crezi atât de mult în nevinovăția fratelui tău. Sunt sigură că fratele meu nu a făcut așa ceva. De ce? Deoarece eu știu foarte bine și cel mai apropiat eram eu și el. El mie îmi spunea chiar și bucuriile, tristețele, noi amândoi vorbeam despre asta. Dar crezi că ți-ar fi spus dacă ar fi făcut așa ceva? Da. Eu cred că ar fi spus, da. Dar nu a fost asta. Deoarece chiar el singur avea grijă de copiii ăștia. Foarte des ori când mă duceam în ospiție să-i văd pe ei, pe al de fratele meu, erau și ei acolo. Și întrebam, mă rog, întrebam de ce ei stau aici, de ce nu sunt la școală sau de ce nu sunt, mă rog, la casa lor. Că eu alungat sau că n-au ce mânca și vine că aici și stau cu noi. De asta și plus la asta s-a făcut ceva fratele meu, copiii ăștia n-avea să ducă acolo la dânsă după asta. Tu afirm că el a căzut în capcana soacrei și cumnatei sale. De ce? Ei nu au avut niciodată relație bună? Nu, adică erau capabile cele două femei să facă așa ceva? Nu știu de sora lui... Nu știu de asta mică, dar de mama sigură că vrea să-i facă rău. De ce? Ce? De la început, dar când eu sunt soacră și dinere, da? Nu, da, sunt deja o familie, cum să-i fac așa ceva? Corect, dar nu la toți, la toți, adică e diferit. Și ei din start nu era bucuroasă și tot timpul cu certuri vinea și cu scandal, adică cu prostii și în fața la dânșii. Și de ce nu era bucuroasă? Tu ne-l descrii, sau cel puțin încerci să ne-l prezinți pe Ion ca un bărbat de treabă, uite, ziceai că erați apropiați, că avea grijă de copiii altora. De ce să nu-l agreieze soacră sa? Pentru că el și pe dâns o ajuta. În sens că se ducea că îi trebuia ceva de ajutor. Nu este logic, nu? Adică niciodată nu vrei să-i faci un rău mare unui om care te ajută. Da, dar ea ca ea a făcut. De ce? Că era așa de la sine? Nu. Părerea mea nu este bună despre ea. Eu nu știu chiar 100% cum ea zi de zi, dar din ceea ce am văzut eu, nici bună nu pot să numesc. Tu cum ai aflat despre acuzațiile aduse fratelui tău? Mama mea mi-a sunat și mi-a spus că ea l-a închis și deja am aflat de ce. Deci nu el te-a sunat? Nu, dar nu putea. Tu ziceai că el îți spunea tot ce îi se întâmplă în viață. Da, dar atunci, la momentul acela când l-a luat deja, el nu avea nici telefon, nimic când l-a luat și l-a închis. Și de asta deja... Și vi s-a spus din start de ce acuzație e vorba? Pe urmă, am aflat după ce a scris cererea, din ce cauză. Dar am auzit deja de la soția lui fratele meu că a făcut un site. Dar despre site, că din păcate, eu nu știam. Voi numiți site, de fapt, un profil pe o rețea de socializare, da? Da, site e altceva. E vorba de un profil pe o rețea de socializare, da? Da, urmă clasnic e acum. Așa, și despre aceea ce crezi? O să discutăm mai târziu, apropo, despre asta, pentru că va intra și cumnata ta, soția fratelui tău, și vă voi întreba pe ambele ce credeți despre acea faptă care a făcut-o Ion și care, apropo, îi se incriminează. Nu? Da. Inclusiv și pentru asta a fost băgat după gratii. Dar mai întâi, zi-mi, te rog, când s-ar fi întâmplat abuzul sexual în sine? După spusele lor, s-a întâmplat în 2016 asta. Adică când ea avea vreo 12-13 ani. 12 ani? Da, 12 ani. Și adică peste 5 ani a spus deja despre lucrul ăsta, că da, e că așa el ne-a făcut și cum am anunțat. Deci plângerea ei când a fost scrisă? Anul 2021, în aprilie. Deci abia după 5 ani. Da, și cum vă explicați voi asta? E că nu putem. Aici se primește că nu e normal. Adică s-a fost, într-adevăr, s-a făcut asta. Avea să plângă atunci.
Dar nu pește 5 ani să-ți mai aștepte să, ia, că a făcut fratele meu site-ul ăsta, odnoclasnicul, adnoclasnicul, a făcut site-ul acesta și deja, a, pentru că l-ai făcut, dă să mă răzbun pe tine, să scriu deja plângere și dă să mai adaug cu nu știu ce acolo, cu 5 ani urmă ce a fost. Dar tocmai tu ai zis, cu 5 ani în urmă ce a fost. Deja nu mai contează când a fost, dar ce a fost? Abuz sexual a unui copil de 12 ani. Da, asta scrie că așa a fost. Deci, ca să înțeleg, voi nu credeți ce? Nu credem că fratele meu putea să facă asta. Ca să înțeleg, unul din motivele de a nu crede acest lucru este faptul că fata a scris abia peste 5 ani plângerea, da, da? De la cele, cele întâmplate. Asta vă face să nu credeți în primul rând. De cât timp Ion stă la pușcărie? Deja de un an și vreo lună, două. Un an? Mai mult de un an? Da, el a fost închis în aprilie, așa că deja... El, cu el ați vorbit, uite, din momentul în care el a fost acuzat de abuz sexual asupra unui copil și până în momentul când a fost băgat după gratii. Voi ați discutat? El, vouă, familiei, apropiaților, ce vă spune despre ce le-a întâmplat? Că nu a fost asta. Nici că acum nu a fost asta. De site, el recunoaște că a făcut site-ul, da, a vrut să răzbune cumva și o prostie. El asta recunoaște. Dar nu recunoaște ceea ce a scris plângerea cu... Deci vouă vi se jură că nu a făcut? Da. Că nu a abuzat-o sexual? Mm. Tu știi detaliile? Cunoști detaliile? Da, am citit și eu, normal. Am citit... Așa. Ce era scris acolo? Ce a făcut el? Coloată cu desâlă. Și în timp de 40 de minute a abuzat-o oral. Da. Și după asta i-a spus că să mănânce bătaie dacă spui cuiva. Și după asta nu a spus la nimeni. Și în timp de 5 ani fata fericită, bucuroasă, și tot e ok. Și pe 5 ani că el ne-a făcut și eu sunt distrusă și moral și psihic și așa mai departe. Văd că ironizezi un pic așa. Că văd așa prostesc din partea lor. Doar pentru că ești convinsă că fratele tău așa ceva nu putea să facă. Ești convinsă că nu avea să facă așa. În această seară vom auzi cum răspunde Ion la acuzațiile care le aduce chiar cumnata lui și pe cine învinuiește el de toate necazurile sale. Iar acum o vom asculta pe soția lui, Cristina, care îl crede nevinovat și își acuză propria soră de minciună. Bună seara, Cristina, bine ai venit! Sincer, îmi pare foarte rău de ce ți se întâmplă, mai ales că ai rămas singură, tânără, 23 de ani, cu 3 copii foarte mici. Dar, totodată, uite, o ascultam și pe cumnata ta mai devreme și vreau să te întreb și pe tine. Să-mi spui, de unde această convingere că soțul tău nu putea să-i facă așa ceva surorii tale? Pentru că eu am încredere în el. El întotdeauna mi-a spus adevărul. Niciodată nu a ascuns nimic de mine. Și sunt încrezută totală. Ai o situație atât de complicată, pe lângă faptul că soțul tău este acuzat de abuzul sexual al unei minore, al unui copil, practic, colac peste pupăză, acest minor este chiar sora ta. Sora ta dreaptă. Voi sunteți, aveți același sânge. De asta eu nu-mi imaginez cum poți să-i dai crezare unuia și să o crezi pe sora ta o mincinoasă, mai ales în astfel de fapte. Cum așa? Deci dacă unul minte, altul spune adevărul, nu? Și dacă unul spune adevărul, altul te minte. Scopul surorii mele era doar să răzbune pe faptul că el a făcut un site de adnoclasnic. O pagină de profil, da. Da. El spune că ea se recunoaște în pozele, că în momentul acela... Zi-mi, te rog, altceva vreau să te întreb. Tu cu sora ta ai vorbit? Da. Ea îmi reproșează că de ce a făcut site-ul, de ce a luat credit prin numele părinților. Dar ce spune de abuz sexual? Ea îmi spune că ea evită cumva
să-mi răspundă la întrebarea mea exact. Și tu asta cum îți explici? Că ia minte. Ia minte, asta de conștiință că ia minte. Dacă ea refuză să-mi spună exact, ia minte. Dar uite, la poliție a dat niște detalii pe care ni le-a vociferat Ana. Da, printre care am rămas șocată. Ea așa? Și povestește, este ceva de necrezut. Dar de ce nu crezi că ea, poate vouă, nu vă mai povestește asta pentru că nu vrea să retrăiască acele momente? Eu cred că câte victime a violurilor și abuzurilor sexuale ai văzut care să-ți vorbească pe bandă rulantă despre cele întâmplate? Dar totuși îmi cunosc sora, ea care spune absolut tot mamei și ea nu avea secrete. Dar cred că nu a fost abuzată în fiecare zi, nu? Exact, ea spune, sper, că a fost odată și nu s-a mai repetat. Așa. Dar eu presupun că un viol, dacă el persista mereu în casă, sau vinea mai des în ospiție, putea să întâmple și mai multe ori dacă el era un violator. Adică el s-a comportat întotdeauna. Și asta te face să crezi că dacă nu a fost de mai multe ori, nu a fost niciodată. Exact. Nu cred. Și pentru că Ion al tău este un om bun. Exact. El spune adevăr și eu cred în asta. Hai să vedem cine ai povestit mai devreme despre soțul tău, dar și despre căsnicia voastră. Atenție! Cristina și Ion sunt din aceeași localitate. Tânăra își amintește că pe când avea 13 ani s-a îndrăgostit de un bărbat care era cu 14 ani mai în vârstă decât ea. Eu îmi prieteneam cu dânsul fiindcă aveam o stimă aparte. Ca o fată minor, când mă vedea că eram cu băieți pe drum, mi-a spus ori ești cu mine, ori deja și ea lutăt satul. I-am spus că mie îmi place de dânsul și chiar îl iubesc, pentru că eu nu vreau să fiu în lumea asta care mă conjoară. Eu vreau să fiu cu dânsul, că el este o persoană adecvată. Cristina povestește că atunci Ion nu a acceptat relația dintre ei pentru că nu mai avea încredere în femei. Bărbatul tocmai s-a despărțit de fosta lui soție cu care are un copil. De la bun început mi-a spus toată istoria lui de viață. Eu n-am descoperit nicio minciună și nici un secret de-a lui. El, desigur că știa că eu sunt mai mică ca dânsul și asta e imposibil, nu-și poate permite. Mi-a explicat și m-a refuzat. Adică mi-a spunea să păstrăm distanța. Dar să fii fat cu minte la locul tău, să înveți. Cristina povestește totuși că relația lor matură a început când ea a împlinit vârsta de 14 ani. După un timp îndelungat, iarăși m-am întâlnit cu dânsul. Mai stăteam de vorbă, mai petreceam noaptea alături de dânsul. Când a mers în clasa a noua, tânăra a rămas însărcinată. Din spusele ei, părinții și profesorii au încercat să o despartă de alesul ei. Când învățam la școală, trebuia acolo psihologii să lucrez cu mine, poliția și, desigur, acordul mamei. Eu eram minoră, am prins însărcinată și nu frecventam școala regulat. La 15 ani, Cristina a născut o fată. Micuța avea probleme grave de sănătate, spune tânăra. Copilul a murit la o lună și jumătate. În anii ce au urmat, Cristina a născut de la Ion alți 3 copii, care au acum 6, 5 și 2 ani. Între timp, în platou, ni s-au alăturat psihologa Tatiana Agrici și avocatul Andrei Habravan. Împreună cu ei vom discuta despre situația în care s-a pomenit eroina noastră, soțul căreia a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că ar fi săvârșit acțiuni violente cu caracter sexual asupra cumnatei sale. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Andrei, Tatiana, vreau să vă aud pe voi. Ce credeți voi despre, uite, această convingere a Cristinei că soțul ei nu putea să o abuzeze sexual pe sora sa? Și uite care este alegerea. Îl cred pe soțul meu și o cred mincinoasă pe sora mea. Aș spune că este ok că ea îl crede pe soț, dar în același timp deja avem o altă situație în care ea este, hai să zic, în aceeași situație de vârstă minoră, care a avut un raport sexual cu un bărbat care este mai mare. Asta cumva mă pune pe gânduri, iarăși nu putem acum judeca și sau da careva răspunsuri la întrebări, dar pare ba a da, fi... cred că putem ridica întrebarea
Ce căuta un bărbat de 28 de ani în pat cu o fată de 14? Chiar sau, putem discuta sau asta. Sau altă întrebare, ce făceau părinții minorii atunci când ea nu venea acasă? Sunt întrebări care, într-adevăr, ar fi bine puse... Inclusiv și părinților, da. Da. Dar, totuși, să revenim la convingerea Cristinei că soțul ei este nevinovat. Andrei, tu ce zici? Ați deci, auzit povestea? Din start, părerea mea ca și avocat, dar nu doar mie, cred că perioada de la caz și până la sesizarea organelor de drept care a trecut, totuși, mai mult de 5 ani, da? Asta apare un semn de întrebare foarte major. Deci, de ce 5 ani a tăcut victima și nu a sesizat că este victima unui abuz sexual? Eu cred că Tatiana poate să explice. Psihologii întotdeauna au o explicație la aceste... Cel puțin aici, în emisiuni, de câte ori am discutat violuri și abuzuri sexuale asupra oricui, nu neapărat asupra minorilor. Toți colegii Tatianei, psihologii, mă refer, spuneau că nu găsești, practic, mai degrabă e o regulă că victimele tac decât victimele vorbesc imediat. Păi sunt și... Eu am auzit în platou că victima este predispusă de a spune minciuni, ceea ce psihologul expert și este și practic în acest sens. Dacă instanța de judecat și se solicită de către apărare ca să fie supusă unei expertize judiciară, avem psihologi experți judiciari, care victima este... se duc un șir de deci, examinări cu această persoană. Exact, mai ales dacă au trecut 5 ani, urme fizice nu au rămas. Și spune foarte clar deci întrebarea se face dacă este... o expertiză psihologică. Da. Bănuiesc că bărbatul a fost condamnat anume în baza acestei expertize psihologice, că altceva practic nu... Nu, expertiză psihologică cu întrebarea concretă dacă este predispusă de a spune minciuni victima. Se face în condiții speciale. Nu? Foarte corect. Și dacă totuși expertul psiholog ajunge la concluzia că este predispusă de a spune minciuni, atunci sunt dubii cu privire la veridicitatea declarațiilor sale, iar pentru presupuneri persoanele nu sunt condamnate, este o regulă juridică. Dar totuși persoana a fost condamnată. Asta ar fi iarăși un pas ca cumva să afle adevărul. Eu nu știu dacă la caz s-a efectuat aceste acțiuni. Atâta timp cât omul a fost condamnat și băgat la închisoare, cum credeți, aceste acțiuni au fost făcute, nu? Eu cred că asta nu a fost făcută. Dacă psihologul care a efectuat expertiza minorii ajungea la concluzia că ea este predispusă de a spune minciuni, da, ar fi fost posibil condamnat? O sentință de achitare. Exact. Da. Dar exact asta și zic. Atâta timp cât el a fost băgat la închisoare... Asta, deci, în primul rând, experți psihologi acum de câțiva ani au apărut, la noi nu erau. Și mulți nici nu cunosc chiar și din, nu că din avocați, dar nu știu că ar fi modalitatea de a dispune și o mijloc de a afla adevărul prin specialiști nemijlocit, care nu poate o persoană pe 5 ani spune că eu am fost violată în, aproximativ în luna decembrie, cum la dumneavoastră spune, și nu indică data, ora, locul precis, dar spune că în decembrie în 2016 nu poate fi stabilită ziua, nu poate fi stabilit locul. Păi stați un pic. Sunt niște reguli juridice unde pentru a incrimina și a condamna o persoană la ani grei de închisoare trebuie neapărat să demonstrez data, locul, ora comiterii unei infracțiuni. Asta nu că vreau eu, dar legea impune. Eu nu știu pe cazul vostru preventiv ce am văzut. Deci nici elementar în decembrie 2016 am fost violat. Tatiana, tu ce poți spune despre asta? Trebuie neapărat o victimă să țină minte ziua, ora când a fost violată? Sau exact mecanismul este invers, nu? Memoria noastră vrea să uite, șteargă tot ce s-a întâmplat acolo, nu? Vrea să uite, într-adevăr, este un mecanism, dar totuși este o traumă foarte mare pentru o persoană minoră, de aceea presupun eu că ea ar trebui să țină minte. Cu toate că ea ar vrea să uite chestia asta, dar s-a întâmplat și ea ar fi... Haideți să revenim la Cristina. Vreau să știu cum s-a întâmplat totul. Cum ai aflat că, uite, soțul tău este acuzat de
abuz sexual. Situația este și mai gravă, este învinuit de viol. Eu cred că el a făcut-o negândind și s-a trezit că pentru asta trebuie să răspundă cu închisoare. Ce fel de video era asta? Era număr de telefon. Pus... Era numărul surorii tale? Probabil mami. Și explicația lui a fost? Mai degrabă să fiu cu decât să fiu cu dânsul. Această tânără de 23 de ani din centrul Moldovei povestește că de mai bine de un an a rămas de una singură, cu trei copii mici. Asta după ce soțul său a fost condamnat la 15 ani de pușcărie pentru acțiuni perverse asupra unei minore. C-a luat-o cu desâlă și în timp de 40 de minute a abuzat-o oral. Cristina spune că cea care i-a băgat bărbatul în pușcărie și i-a distrus familia este chiar sora ei. Fata de 17 ani s-a plâns la poliție că Ion, cumnatul ei, a impus-o să facă sex cu el. Scopul surorii mele era doar să răzbune pe faptul că el a făcut un site de anaclasnic. După spusele lor, s-a întâmplat în 2016 asta. Adică când ea avea vreo 12-13 ani. Peste 5 ani a spus deja despre lucrul ăsta, că da, e că așa el ne-a făcut și cum am anunțat. Cristina însă este convinsă că sora ei a mințit ca să se răzbune pe Ion. Din spusele femeii, sora și soțul său erau dușmani. Ea îmi reproșează că de ce a făcut site-ul, de ce a luat credit pe numele părinților. Dar ce spune de abuz sexual? Ea îmi spune că ea evită cumva să-mi răspundă la întrebarea mea exact. Nu credem că fratele meu putea să facă asta. Nici că cum nu a fost asta. De site, el recunoaște că a făcut site-ul, da, a vrut să răzbune cumva și o prostie. El asta recunoaște. Ce dezvăluiri va face mama Cristinei despre Ion? De ce sora Cristinei îl ținea de dușman pe cumnatul său? Și ce o face pe Cristina să creadă la nesfârșit în nevinovăția soțului ei? O poveste cu mărturii și declarații șocante, astăzi în emisiune. Vreau să știu cum s-a întâmplat totul. Cum ai aflat că, uite, soțul tău este acuzat de abuz sexual? A fost chemat în sat la poliție. Cu când se întâmplă asta? Atunci, pe 21 aprilie, când l-a chemat în sat. Anul trecut? Da. În 2021? Da. Pe bază că el a furat documente din casă. Dar am venit acasă și mi-a spus că situația este și mai gravă, este învinuit de viol, printre care a fost deja la chemat tot în ziua aceea și de la acolo l-a dus deja la Chișinău și l-a închis pe 72 de ore și deja mai departe a fost... Deci a fost ținut în arest până la pronunțarea sentinței, așa să înțeleg. Da. Mi-ai spus că sora și soțul tău erau dușmani. Și până atunci, ce s-a întâmplat între ei? Sora mea întotdeauna avea neplăceri când ne vedea că venim în ospiție. Ea suna pe mami, ea câtă vine să iei Cristina ceva din casă. Întotdeauna avea disconfort să ne vadă. Să vă vadă? Da, și pe mine m-a mâncat din casă. Tu nu aveai întrebări de ce oare? Când aveam și căutam casa ei. Nu este o situație normală când sora ta așa reacționează la tine și la soțul tău, nu? Eu consider că are probleme psihice, pentru că se întâmpla când singur venea la noi acasă, stătea și servea, fuma și chiar a fost în... Servea și fuma? Da. Sora ta acum are 17 ani. Da. Tu vorbești la trecut. Da. Când servea și fuma ea? Când avea vreo 15 ani. Și tu cum vedeai asta? Când ca sora mai mare? Eu nu puteam să intersect nimic. Ca sora mai mare? Mai dar ales... ce relație ați avut voi ca surori? Noi nu ne-am împăcat niciodată. Niciodată nu ne-am putut împăca. Și atunci tu cumva ai decis că dacă nu vă împăcați, nu ți-asumi nici responsabilitatea pentru sora ta mai mică. Mama mea întotdeauna îmi spunea că sunt copii ei și eu nu am ce să-i educ. Ea doar mă punea să am grijă să fac lucru casnic, dar în educație să nu mă implic. Totuși am înțeles că momentul când a început această dușmănie dintre sora ta și soțul tău, între Ion și sora ta mai mică, a fost momentul când soțul tău
a creat o pagină de profil pe Adnaclasnici, despre care ne-a povestit și cunoata ta mai devreme, da? Și e legat cumva de sora ta. Ce de fapt a făcut Ion? A luat de pe internet un video unde a făcut poze, adică a făcut screenshot-ele și a adăugat pe un site. Și alături a pus și pozele surorii. Și a adăugat și un număr. A trucat niște poze. Ce fel de video era sau ce fel de poze erau? Era fotografie de pe, dintr-un video cu porno. Porno. Și el a luat și a pus poza surorii tale pe pozele porno. Da. Pozele erau când le-a pus pe profil, când a creat acel profil fals. Erau însoțite și de un text, acele poze? Da, era scris. Ce era scris? Nu mi-aduc aminte exact, dar cuvinte nu prea frumoase. Și ce mai era scris? Era număr de telefon pus. Era numărul surorii tale? Probabil a mamei. A mamei tale? Da. Pentru că era legătură și cu mama și cu sora. Erau două telefoane? Era numărul mamei mele, dar înscris acolo era și ceva... De sora ta? Da. Numele ei, prenumele ei și ce era scris? Era scris ceea ce... Că ea oferă servicii sexuale. Cam asta, da, exact. Da? Și era un număr de telefon. Da. Și explicația lui a fost? Să răspune pentru toate relele care le-a făcut nouă. Dar ea ce a făcut vouă? Când l-a învinuit de acel furt de documente, i-a scris lui pe site-ul de Adnaclasnic cuvinte urâte, l-a numit. Ce fel de furt de documente? Povestește-mi. El când a lucrat în sat, a venit cu fetița la mama mea. Fiica ta? Da. Și-a lăsat-o acasă în grijă mamei. Dar când a venit, nu era acasă. Era dus copilul în sat. Și fratele meu se juca cu biletinul surorii și după asta l-a pierdut. Soțul meu s-a dus și caute fiica și să vină acasă unde trăiem noi în oraș. Și a venit și a luat lucrurile, a chemat taxiul și a venit în oraș. Între timp m-a sunat fratele și mi-a spus că s-a întrebat soț dacă nu a luat buletinul. Și atunci l-a acuzat de că i-a furat buletinul. Și seara deja sora mea i-a scris pe site diferite cuvinte murdare, că au luat toate documentele din casă. Pe urmă i-am sunat-o pe mama mea și a spus că nu este adevărat, doar buletinul lui... Dar așa, în final s-a găsit? Eu cred că deja până la urmă s-a găsit documentul. Ca să înțeleg, soțul tău câți ani avea atunci? 35. 35. Și el după asta, după această situație, s-a enervat, a creat această pagină de profil cu imagine porno, cu sora ta, care pe atunci avea câți ani? 16. Oricum, minoră. E așa cum este minoră. A băgat acolo telefonul mamei tale și așa a decis să se răzbune. Da. Tu cum ai reacționat la asta? Ne-am certat. El ți-a arătat această pagină. Uite cum răzbun pe sora ta și pe mama ta? Nu, eu l-am văzut că stă pe telefon și am rugat să-mi arăte ce face. Uh-huh. El mi-a arătat și ne-am certat, am avut reproșuri că de ce face asta. El mi-a explicat, uite, pentru tot ce a făcut în toți anii ăștia pentru noi, adică rău nouă, adică își dorește să răzbune. Altfel nu are cum. El este sătul mereu să fie chemat la poliție, vinuit de chestii care nu le face. Așa cum așa stai. Mereu? Susudură. Ca să înțeleg de câte ori a fost el chemat la poliție. Adică, cum să vă spun, se întâmpla când ne certam, ea intervenea și se ducea deodată la poliție. Când voi vă certați cu soțul? Uh-huh. Ea fiind și mama ta? Era, da, și mama prezentă. Intervenea? Când voi, doi vă certați cu soțul? Da, ea... Așa. Dar zi-mi, te rog, când ai văzut această pagină de profil pe sora ta minoră, cu numărul de telefon al mamei tale, tu nu l-ai întrebat, bun, cu răzbunarea, ok, dar de ce anume în halul ăsta? Pentru că mama mea i-a spus așa de față de mine, cu mai mulți ani urmă, mai degrabă să fiu cu decât să fiu cu dânsul. Asta e. Tu? Da. Și îi spunea că, uite, că fata ta îmblă
pe în alte sate, unde el chiar a văzut, stătea în altă casă, într-un sat, cu băieți și serveau acolo. Mai văzut iarăși în sat, iarăși servea cu băieți noaptea târziu. De câteva ori s-a întâmplat asta și îi spunea și el, ea nu-l credea. Nu că fata mea este cu minte, este acasă, ea nu umblă cu băieți noaptea și nu servește. Eu cred că sunt ca o femeie adevărată și sunt mai emoțională. Pentru a face un gest de asemenea fel, tu trebuie să ai timp, adică respectiv să te gândești ce să faci. Trebuie cumva să legi, să iei pozele. Adică nu este ceva pur emoțional, este o faptă bine gândită. Și în capul meu nu se leagă într-adevăr, adică un bărbat, nu contează bărbat, ce vârstă el are, dar mai ales că el are 35 de ani, să se răzbune în felul ăsta, pentru mine chiar este ceva imposibil de realizat, pentru că el este o faptă bine gândită și nu este ceva care s-a făcut din senin. Sunt momente tehnice care trebuiau realizate de la idee până la final. Ele trebuie cumva chipzuite. Respectiv, omul s-a gândit foarte bine ca să ajungă la versiunea finală. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre Cristina, o tânără de 23 de ani, dintr-o localitate din centrul Moldovei. Ea spune că de mai bine de un an a rămas singură cu 3 copii mici în brațe, pentru că soțul ei a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru că ar fi săvârșit acțiuni violente cu caracter sexual asupra unei minore. Victima este chiar sora Cristinei. Doar că femeia nu crede nici azi că soțul său a săvârșit această faptă rușinoasă și este convinsă că sora sa a mințit. Mai devreme, tânăra de 23 de ani a povestit că Ion a postat pe internet fotografii trucate cu sora ei minoră în scene porno, fapt care a înfuriat-o pe fată, dar și pe mama lor. De atunci, potrivit Cristinei, cele două au pus la cale un plan diabolic, în urma căruia Ion a ajuns după gratii. În câteva clipe, în platoul nostru, va intra mama Cristinei, care vrea să facă mărturii cu adevărat șocante despre ginerele său. Tot atunci îl vom auzi și pe Ion, care se află acum la închisoare. Noi l-am întrebat despre acuzațiile care i-au fost aduse de cumnata sa minoră, dar și despre motivele care l-au făcut să posteze imagini perverse cu fata. Acum, Cristina, vreau să te mai întreb ceva. Povestește-ne, te rog, cum s-a ajuns totuși ca sora ta să plâns pe soțul tău, că ar fi abuzat-o sexual. Deci tu povesteai că ea s-a enervat pe acest profil pe care l-a văzut. Și mai departe ce s-a întâmplat? A venit la voi? Ea de unde în general a aflat despre existența acestui profil? De câte am înțeles, de spusele prietenii ei. Prietena ei, i-a zis. Așa? Că am văzut un site cu tine și ea deja s-a interesat, a văzut site-ul, i-a spus că nu este ea. Cum a legat ea această pagină de profil falsă cu poze trucate porno cu ea și cu soțul tău? Cum și-a dat seama că anume el i-a făcut această pacoste? I-a avut mult timp la dispoziție ca să se gândească bine cine putea să-i facă așa site. Și a făcut o deducție logică, că putea doar Ion. Da, pentru că eram într-o răzbunare totală, adică două familii care se răzbună una pe alta. Și ce a făcut? Ea, având prieten care învață de avocat, a sfătuit-o ce să facă și cum să facă și a mers înainte. I-a spus chiar mamei, du-te la poliție și spune, iată, toate este. Așa. Înainte de a merge la poliție, a fost și pe la voi să vă întrebe? Nu. Ei nu cunoșteau unde trăim și ei considerau că noi stăm în Chișinău. Ei nu ne apelau, noi nu ne apelam pe ei. Un an de zile noi n-am fost în sat să ne vedem, să vorbim de fel, până la cazul cu tare. Și știi ce anume le-a povestit ea polițiștilor? Mă refer deja la abuzul sexual. Că în luna decembrie, în 2016, eu am venit în ospiție cu soțul. Tu vorbești acum de la persoana ei sau de la persoana da, ta? Da, de la sora, așa. Uh-huh. Că am venit în ospiție, am luat pe fratele meu, era deja noapte, am luat pe frate, am plecat într-un primblu și ea a rămas cu dânsul în casă și deja i-a propus să facă ceva. Ce anume? Să-i facă sexual? Sexual, cumva.
Și ea a refuzat, pe urmă a spus că a pus, a apucat-o de păr, că a amenințat-o și undeva 40 de minute a continuat chestia asta. Le ziți colegilor mei că sora ta ți-a spus că își va retrage plângerea dacă vei îndeplini una din condițiile ei. Exact. Care a fost condiția? Să șteargă site-ul și să postez scuze în numele soțului și după aceasta ea își va retrage plângerea. Dar până a venit ea să-ți ceară asta, voi nu ați șters pagina? Nu era ștersă, pentru că soțul deja deodată în ziua aceea, cum i-a spus chiar că ești vinuit de cauza asta, deodată și l-a închis și nu a fost putință de a șterge. De cât timp? Și voi i-ați îndeplinit această dorință? Da, e singură, mâna ei a șters site-ul. Dar cum a făcut-o? Eu am luat cartela, am introdus parola de pe site, ea a intrat și a șters toate poezile. Dar zi-mi, te rog, de ce nu ai făcut-o până a venit ea să-ți ceară acest lucru? Eu nu aveam acces la cartelă, nu știam unde, parola, login. Eu dar cum ai făcut-o după ce a venit da, ea? Da, am vorbit cu soțul și l-am rugat că sora este de acord dacă noi ștergem site-ul. Ca să înțeleg, tu ai îndeplinit asta dar și te așteptai că soțul tău va fi eliberat. Da. Această categorie de infracțiune, deci retragerea plângerii, nu presupune clasarea cazului și încetarea procesului, fiindcă este minoră, fiindcă categoria dată nu cade sub de infracțiune pentru care a fost condamnat, nu cade sub incidența încetării dosarului ca temei de retragere a plângerii victimei. Ce bun. Așa că era clar ea dorește. Că orice ar fi făcut după asta sora ta minoră, eu nu mai scăpa de poliție. Eu cred că ea și acum are regrete în sine, are regrete, despre asta și voi cred că cunoașteți, da? Ea regret ce a făcut. Pur și simplu a nimerit într-un val a poliției și a mers după sine, a deschis gura, s-a documentat cazul și despre e gata. Ce anume eu trebuie să regret? Nu, regret, nu s-a gândit ca să ajungă așa de grav. Deci, de unde practica... trebuie să ajungă? Eu acum nu intru în detalii dacă este vinovat sau nu este vinovat. E vorba că ea n-a conștientizat că depunerea plângerii o să ducă la condamnarea de 15 ani. Ea asta nu a înțeles. Că dacă știa că nu se glumește cu asemenea declarație, poate cumva, nu știu, sau mă gândesc undeva eu fost de cineva condus să stai aici, eu stau aici, ești declară asta, Andrei, pune accent... Andrei, zi-mi, te rog, tu ca jurist, ce erai să-i recomanzi dacă era vorba de fiica ta? Eu, în primul rând, aveam să mă conving dacă asta a fost cu adevărat și nici de cum să fie influențată. Noi nu punem la îndoială crearea paginii de profil false cu poze păi porno, răspundă pentru cu asta. Trucate, păi, cu fata minoră. Lasă răspundă pentru asta că a trucat acestea și cu ce scop? Eu vreau să știu totuși. Tu ai zis că sora ta ți-a povestit orice, dar, de fapt, despre abuz nu ți-a spus. Zi-mi, te rog, ea nu ți-a spus pentru că voi nu ați avut niciun fel de relație, nu? Mai mult decât atât. Chiar tu ai zis că ați fost practic dușmani, da? Două familii care erau în război. Deci era logic să nu-ți povestească despre ce a pățit, nu? Cui, dar ție sigur nu-ți povestea. Dar, nu știu, poate știi, poate e altcuiva i-a povestit. Tu cu mama ta comunici? Sau la fel ca și cu sora? Așa, la fel ca și sora. Cu câteva luni în urmă au telefonat și au început a spa la mine. Și am, în privință că am cerut de la tata niște bani, că am rugat câteva fete să vină la judecată să spui ce cunoaște despre sora mea și mi-a spus că i-am stricat toată viața, pentru că pentru ea este mai important prietenile decât eu și... Mama mea mi-a spus să n-am ce să-l rog pe tata să mă ajute cu bani. Și i-am spus, ok, bine, dar atunci uite de mine, uite de copiii mei, nu mai ai nici fiică, n-ai nici nepoți. Tu ai rugat niște prietene de ale tale să meargă... De ale sorii, surorii. Ce fel de istorie? În sens că vrea să chemi marturi, fete, care au văzut, nu contează. Ce s-a mai întâmplat între timpul ăsta, 5 ani cu
Pentru că nu din cauza lui fratele meu e stresată sau asta și-o vrut exact. Să... De asta și-o vrut să cheme fete ca să spui că sora mea a avut în anii ăștia stresuri, dar nu-i numai decât stresul. Ăsta a fost făcut de, în anul și ala, în 2016. Spuneți, rog, dar caracteristica de la școală, de la conducător, okay. sau este e pozitivă sau e negativă? Chiar mulțumesc că ați întrebat. E pozitiv. Pozitivă, da? Da. E tot bine, fata veselă, vinea la ore, tot ok. Și chiar foarte straniu, adică luând în considerație că un copil, nu contează, a fost abuzat, chiar și bătaie, chiar și așa, el nu avea să fie atât de pozitiv și într-atât de... Să fie, să arăte că tot e ok, corect? Nu așa să o iei mai... Da, a fost tot ok. Mama, îmi făceai scandal des dimineață. S-am făcut că e meritat. Mă alungai din casă. Băietul îmi lămurește. Zic, mama, dar ni s-o propus de 3 ori și mie. Dumneavoastră vă referiți la sex oral? Da. Prea multă agresiune în adresa lui Ion din interiorul familiei lui Cristina. O, băte, a fost obișnuită foarte tare și asta m-a durut foarte mult. El pe mine mă iubește și mă bate că eu nu o pot scula din pat. Mama, eu te-am auzit cu urechile mele, că ai plătit să moară fata mea. Vă spun sincer, și-o făcut-o cu mâna lui.